După ce zeci de drapele tricolore uriașe au împânzit piața Marii Adunări Naționale, manifestația a început cu piese românești, pe care cei prezenți le-au fredonat cu patimă. Unire cu patria, mamă, România! Unire! Cei adunați astăzi în piață sunt convinși că numai prin unire vom putea ajunge în Uniunea Europeană. Fără unire noi nu putem străin. Fără unire. Unire, dacă este, este totul. Și cultură, și învățătură. Aș spune așa că am venit să o cuprind pe mama. Că tare mi-e dor de dânsa. Pentru mine unirea semnifică, în primul rând, corectarea unei greșeli istorice. Altfel, mergem la pieire. Cu guvernarea de astăzi, că ne-a trădat. Noi totuși sperăm la un trai mai bun, sperăm la schimbări esențiale și noi vedem schimbările doar prin unire. Pe față, ce v-ați fixat? A, din dragoste pentru evenimentul de azi. Am scris cu echipa noastră. Vrem unire și jos am pus tricolorul nostru sub formă în trei benzi, pentru că de fapt ăsta reprezintă nucleul națiunii noastre, ceva care ne definește. Unii cred că unirea e posibilă, chiar dacă în Parlament doar un singur partid militează deschis pentru această opțiune. Cred că va fi mult mai devreme decât se așteaptă toți și decât cred politicienii, fiindcă nu ei sunt cei care o să ne dicteze, suntem noi cei care decidem. Că mai ales acum, în condițiile actuale, ea este mai posibilă ca niciodată, pentru că toată lumea se dezamăgește de independența asta ieftină pe care o avem. Eu nu aș vrea să mor până și nu a fi unirea. Cu ajutorul lui Dumnezeu totul este posibil. Cu adevărul, cu Sfânta Cruce, așa cum a făcut Ștefan cel Mare. La moment nu, dar cred că peste vreo 10-20 de ani această unire va fi posibilă. Ne împiedică mentalitatea moldovan. Atât timp cât omul vrea ceva, el mort cop face și îndeplinește dorința sa. Eu personal, cu părinții noștri, dacă am făcut aceasta, dorim și noi aspirăm și vom lupta pentru asta, pentru că e ceva realizabil. Manifestanții au mers în marș spre sediile ambasadelor Statelor Unite, a Marii Britanii, a Germaniei, Uniunii Europene și a României. Acolo au transmis scrisori prin care au cerut integrarea în Uniunea Europeană prin unirea cu România. Manifestația a fost organizată de platforma unionistă Acțiunea 2012 cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Oamenii au ieșit chiar dacă afară plouă și e îmbucurător. Potrivit organizatorilor, la eveniment s-ar fi adunat astăzi 1500 de oameni. Cifra anunțată de poliție este însă de 3 ori mai mică, adică 500 de persoane.